Consilierii județeni au aprobat astăzi începerea demersurilor pentru punerea în aplicare a programului privind extinderea și modernizarea ambulatorului de specialitate al Spitalului Județean de Urgență Zalău. Proiectul este considerat unul de o importanță majoră pentru sistemul de sănătate din Sălaj. Elementul de integrare înseamnă în serviciile Spitalului Județean. Deci complementaritatea cu serviciile și cu toate celelalte fluxuri tehnice și medicale ale Spitalului Județean. Acest proiect pe care vi-l supunem aprobării se referă la ambulatorul de specialitate, reabilitarea și extinderea, iar componenta de dotare nu are elementul de dotare cu aparatură medicală în acest proiect. Dotarea cu aparatură medicală este subiectul altui proiect, atât pentru ambulatorul de specialitate, cât și pentru spital. Sunt două proiecte. Intenția noastră este ca să finalizăm cât mai repede acest proiect. Dacă se poate în 10 luni, dacă nu, în maxim 12 luni. Am ținut cont în tema pe care am dat-o proiectantului de celelalte două proiecte care privesc dotarea. Prin urmare, dotarea cu aparatură este luată în calcul în acest proiect, în așa fel încât tot ceea ce înseamnă comunicare, tot ceea ce înseamnă integrare a unor dotări care presupun niște condiții mai speciale să poată fi asigurate. Am propus acest proiect în această formă de finanțare pentru a urgenta lucrările. Sunt în ambulator câteva constrângeri legate de spațiul în care își desfășoară activitatea și care are destul de puține posibilități de a fi modificat. Dar adresabilitatea către ambulatorul este cea mai mare dintre toate. Anul trecut au fost peste 114.000 de cazuri în ambulator. Programul este unul menit să îmbunătățească actul medical sălăjan din sistemul public, inclusiv prin reducerea internărilor pe termen mediu și lung.